Salutare tuturor, Crăciun fericit și bine v-am găsit la un episod de bine. Astăzi o să facem un nou Mystery Box, băieți. L-am făcut unul din vară și m-am gândit, dacă tot e perioada cadourilor și așa, să-mi fac și eu un cadou și să comand încă un Mystery Box. Și cred că e timpul să vedem ce e în el. Am nevoie de cuțit, cuțit, regie, nu arunca cuțitul, ești nebun. Am luat cel mai mic cuțit din casă pe care l-am putut găsi și acum trebuie să rup toate aceste etichete și acest scotch într-un mod foarte execrabil, adică... Ok, avem multe chestii interesante aici, ce-i drept. Să vă arăt așa, o să vă fac un sneak peek al cutiei. Mamă, ce e aici, frate? E grea rău. Asta e un sneak peek al cutiei. Vedeți acolo o cutie cu ce trebuie. Dar nu o să începem cu cutia de easy. O să începem cu aceste stickere Supreme pe care aparent am primit și data trecută. Ceva foarte original, observ în Mystery Box-uri să primești multe stickere de la Supreme. Am văzut că e un nou trend. În total nu știu cât sunt astea, $20 toate, cât mai multe. O să pun aici toate prețurile, o să pun o listă de prețuri, la final o să avem un total, să vedem dacă avem și pe profit sau nu. Bun, avem aici primul tricou. Vedem ce e cu tricou ăsta. Un tricou amuzant, cu niște personaje care... Habar n-am cine sunt și cred că ar trebui să știu ce personaje sunt astea, nu? Nu știu de la ce firmă e tricoul ăsta, să vedem, poate scrie pe o etichetă ceva. Chaos X Sesame Street scrie, băieți. Și scrie puțină chineză aici, nu știu ce e. O să caut... E Sesame Street, handicapatule. Sesame Street. Sesame Street, frate. Deschide-te, Sesame, deschide-te. Da, l-am găsit undeva la $25, nu e foarte scump, dar să sperăm că o să găsim niște chestii mult mai bune la câți bani am dat pe cutia asta. Continuând, avem un tricou Adidas, pe care scrie ce să vezi Adidas, care nu știu câte un magazin undeva la $40 ăsta, aproximativ, give or take, o să-l pun aici. Vreau să trecem la chestii mult mai interesante, nu doar tricouri. Încă un tricou. Bun, încă un tricou de la aceeași firmă, Chaos Sesame Street. O să estimez că tricoul este tot undeva la $25, pentru că celălalt costa la fel. Bun, avem prima pungă de la Supreme. Și cred că am văzut ceva foarte, foarte drăguț în această pungă. Avem un Bogo negru. Foarte, foarte șmecher. Chiar vreau să-l prind la drop, nu l-am prins, dar ce să vezi, mi-a picat în cutie. Chiar sunt curios cât costă, pentru că pe site era undeva la 150, 125, 150. Dar trebuie să văd acum pe StockX cât costă, dar mi-am pierdut telefonul, ce să vezi. Pe StockX am găsit mai multe prețuri diferite în funcție de mărimi. Ăsta nu știu ce e, stați un pic să aflăm. Este L și L-ul costă 516 €, adică în dolari vine undeva la $600. Foarte, foarte tare, o să pun multe poze pe Instagram, foarte șmechere cu toate hainele astea. Continuând, mai avem încă un tricou, prieteni. Oh, nu, cred că e aceeași firmă. Firma faimoasă, da, ea este... Chaos Sesame, de fapt, e Chaos Sesame, cred, sau ceva. Dar ăsta e un Johan Orac, e un sweatshirt, nu știu cât costă. Trebuie să verificăm iar. Bun, asta e undeva la $35. Nu e foarte scump, trebuie să găsim iteme mult mai scumpe pentru că am dat foarte, foarte mulți bani pe cutia asta și nu vreau să ies în pierdere, mai ales de Crăciun. Mai avem încă un tricou, dacă e de la aceeași firmă, o să nebunesc. Chiar o să nebunesc și e de la aceeași firmă. De fapt, stai să vă zic, tot acest Mystery Box este de fapt sponsorizat de Sesame Street. Wow, nu pot să cred. Asta are și glugă. Sesame Street, dați-ne banii. Deci asta are și glugă undeva la $40, mă vine să credeți. N-am făcut încă un profit estimativ, dar oricum nu e deloc profit, e doar pierdere. Bun, continuăm. Opa! Fiți atenți și urmează, nu sunteți pregătiți. O mingiuță Supreme! Wow, cât mi-am dorit o mingiuță Supreme, nu-mi vine să cred. Ce să-mi dea și mie niște haine scumpe, mingiuță. Da, am primit o mingiuță pe care scrie Supreme. Salut! Măcar sare? Da. Am prins-o! Bravo! Ia, prind-o! Ah! Măcar mi-a căzut pe picior, stai! Bun! Gata cu mingiuța! Avem aici o punguță cu ceva... Opa, gata! Avem aici o pungă cu o cutie destul de grea în ea. Hai să vedem ce se află. Nu o să mă uit. Și este un iPhone X! Ce? Am primit un iPhone X, dar ce să vezi? Mai am unul. Ce să fac cu el? Trebuie să-l vând. Super. De 64, adică n-am făcut niciun upgrade. E exact la fel ca iPhone-ul meu. Ăsta e undeva la $1000, cam așa. Bun, mai avem aici niște cutii foarte interesante, dar niște cutii mai mici, niște pungi. O să luăm punga asta Supreme să vedem ce se află în ea. Opa, ceva interesant. Avem o borsetă de la North Face cu Supreme Argentie. Să văd cum deschid punga, așa, bun.
Borseta North Face Supreme. Chiar e foarte tare, argintie, un pic de cocalar așa. E 158 de euro. Hey Siri, what is 158 euro in dollars? 158 euros is 179 US dollars and 73 cents. Deci vine 180 de dolari. Mă rog, e foarte tare, hai să o punem deoparte pentru că mai avem multe chestii interesante în această cutie. Sper. Avem o căpunguță pe care scrie Off-White Virgil Abloh. Hai să vedem ce găsim în această căpunguță Off-White. Sigur nu un tricou, din păcate. Și avem, opa, este un portofel pe care scrie B-Fold. Atât. Asta e tot portofelul. Ia un care e forță, gen ca spațiu sau așa. Bă, nu prea, nu prea e forță ca spațiu, ca nimic. Nu prea apare chiar un spațiu, dar voiam și eu să mi-l iau, dar e un spațiu un pic cam mic. Nu știu, ce e asta, mă? Ai carte de... manual de instrucțiuni. Cum să folosești un portofel? A, nu mă, e o etichetă și ok. Bă, pielea e ok, zic. Da, e ca lumea, dar o să rămân la portofelul meu Tommy imens. Ăsta am amătat pe StockX undeva la 230 de dolari, cam așa. Un portofel foarte scump pentru cât de mic e și nu e chiar cine știe ce. Un pic dezamăgit de el, dar să continuăm pentru că mai avem chestii. Să sperăm că nu sunt așa nașpa următoare. Încă o minge Supreme! Wow! Toată viața mi-am dorit o minge Supreme și acum am primit două. Super! Așa, am făcut aici un mare dezordine, sper că nu se vede pe cameră. Continuând cu cutia... ce e asta? A, Zippo, am primit o brichetă. O brichetă verde. Ai vede? Da, e cachi așa. Bricheta e nouă nouță, dar nu are gaz în ea, deci nu pot să vă arăt cât de șmechere și ce tricuri poți face cu ea. Da, oricum, trebuie să o dau ce? Cuiva pentru că eu nu fumez, deci vă zic acum în premieră, nu fumez și n-am ce face cu bricheta, dar o să o dau cuiva. Opa, avem o cutie aici. Gucci! Gucci, frumos! Alo, Gucci! Ce de asta, noi suntem fake în piese? Nu, gata, s-a terminat. Deschidem frumos, pac, scoatem ăsta, îl punem în jos. O, încă o pungă Gucci să se știe că e de la Gucci. Și ce am primit? Ce poate să fie? Ok, e o curea. Dar acum întrebarea e cum o scot de aici. Oh! Mamă, cât de tare e și are și ăsta aici. Gucci frumos să știe toți dușmanii că e de cureaua de Gucci. Ia vezi dacă ți-e bună. Așa, după 5 ani am reușit să pun cureaua. Bun, gata, forță, asta e cureaua. Am pus-o la ultimul punct. Sunt cam slăbuț așa, dar o să stau așa tot clipul. Ce ziceți, mă, săraci? Cureaua e foarte tare, dar acum a venit momentul adevărului să vedem cât costă. Și ea este 200 de euro, adică undeva tot la 230 de dolari. O curea foarte, foarte șmecheră și calitatea pe ea e foarte tare. Bun, și au mai rămas două cutii de Adidas. Opa, o să începem cu easy-urile, pentru că o să începem cu ele. Opa, opa, am găsit un tricou E3. Forță, ești bombă rău. Și eu. Dar n-am nimic de la E3, dar ce să vezi acum am. Hai să intrăm și în cutie să vedem ce am primit aici. Ok. Am primit niște zebrauri, prieteni. Uitați aici, pum, pum. Toate etichetele. Foarte forță. O să stea foarte bine lângă Blue Tint-uri și lângă Beluga-uri. Dacă nu știți, am primit niște Beluga la clipuri trecut de Mystery Box. Da, forță, forță. Bun, acum trebuie să intrăm pe StockX să vedem cât costă ambele. Tricoul E3 nu e pe StockX, dar hai să vedem easy-urile cât sunt acum. Poate a făcut niște profit, poate nu. Bun, mărimea asta sunt 277 de euro. Hey Siri, 314 dolari. Un preț destul de bun. Și tricoul trebuie să-l caut pe Google să văd cât e. Da, l-am găsit. Deci un tricou din ăsta E3 e 400 de lei, undeva la 100 de dolari. Deci avem 314 cu 100, în total 414 dolari. Am ieșit destul de bine în easy-urile astea și cu tricoul. Și mai avem o ultimă cutie. Bun. Și putem încheia cu această cutie imensă. De mystery box o să punem așa, să vadă lângă brand. Bun. Pe cutie scrie Nike Swoosh cu apostrofuri, deci înseamnă că e de la Off-White-ul de scrie. Off-White cu Nike Shoebox. Scrie ce model sunt. Off-White Menta. Ok, bun. Din nou, stickere foarte multe de la Supreme. Nu știu ce fac cu atea stickere Supreme, frate. Nu mai pun. Bun, continuăm cu ok, stați un pic, am mai primit încă un iPhone. Un iPhone X, ce să vezi. Upgrade, e de 256 de giga iPhone-ul. Ce ziceți, să-l deschidem, să nu-l deschidem? Hai să-l deschidem după ce deschid și Adidas și să vedem ce sunt aici. Mamă, cât de forță sunt și returile astea, așa turcoaz, de la Off-White, bun. Ok, stați un pic, s-a terminat cu șmecheria cu Adidas ăștia. Mare și cât de forță sunt. Wow, ia ce mărime sunt. Nu sunt mărimea mea. Super, trebuie să-i vând. Wow, dar chiar sunt mega forță, ia. Hai să vedem cât costă. Mamă, știi cât costă ăștia, mâncați, ai sufletul tău. 750 de euro, adică 800 de dolari. E și bine, forță.
și returile astea care fac totul. Alături de acest iPhone de încă 1000 și un pic de dolari, pentru că e de 256 de giga. Pe ăsta chiar vreau să-l deschidem. Și știi ce mai forță? Mi-a venit mâncaia, boșilor. Am așteptat-o. Săracul. Și cred că am putea deschide iPhone-ul ăsta, să vedem. Bun, prieteni, ăsta e iPhone-ul. Hai să-i facem frumos un unboxing. Stai mai în spate. Așa. Și aici s-a oprit filmarea fără să ne dăm seama și nu am prins cum am desfăcut iPhone-ul. Bun, deci ăsta a fost și mystery box-ul. Din păcate n-am ieșit pe profit, am dat 5.000 de dolari pe cutia asta. Și vedeți pe ecran cât am ieșit în minus, din păcate n-a fost să fie. Dar a fost un cadou de Crăciun foarte, foarte interesant. Mi-a plăcut mult. Dar dacă credeți că cadourile se termină aici, vă înșelați. Avem și un giveaway pentru voi. Stefan27 Andrei face un giveaway cu acești Jordan. Jordan Pine Green, măsura o să fie aleasă de câștigător. Iar restul detaliilor le vedeți la mine pe Insta. Deci intrați pe Instagram, vedeți giveaway-ul, dați follow și da. Cam asta a fost și cu acest videoclip special de Crăciun. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă înscrieți în număr cât mai mare la giveaway. Cam asta a fost episodul, eu am fost Gami, Crăciun fericit, pa!